Pentru o bună organizare, odată cu venirea perioadei reci, în fiecare an facem acțiuni de pregătirea infrastructurii de apă și apă uzată, în așa fel încât în perioada care urmează să fie totul corespunzător. Știm foarte bine că alimentarea cu apă în condiții de iarnă se gestionează diferit, în sensul că apa îngheață sau se formează sloiuri de gheață. Acum suntem la captarea de apă de la cheile Jiețului, unde deja am început pregătirile pentru această perioadă rece. Se fac pregătiri specifice de curățenia captării, decolmatare și odată cu venirea frigului vom schimba procesul tehnologic de tratare, în sensul că vom asigura accesul apei la toate captările pe prizele de iarnă. Tot atunci vom intensifica mai mult vizitele noastre sau intervențiile la captări, pentru că se formează sloiuri de gheață, se reduc debitele și astfel în această perioadă cam asta facem, pregătim pentru perioada rece. Chiar vedem de ieri până astăzi că o cantitate mare de frunze deja s-a adunat în zona captării. Este perioada în care intervenim mai mult pentru curățirea frunzelor, pentru că este destul de greu ca să le elimin din stația de filtră, deci trebuie să le eliminăm de la partea de captare și deznisipare. O să vedeți un pic mai jos ce înseamnă practic deznisipatorul, care asigură separarea suspensiilor mari din apă, în așa fel încât în stația de filtre apa să ajungă fără aceste suspensii. Mergând pe fluxul tehnologic, dacă înainte am fost la captare, acum suntem în zona de deznisipare, unde se rețin particulele solide și frunzele care sunt în apă. Acum chiar se efectuează o operațiune de curățire hidraulică a acestui deznisipator. Sunt situații când nu este suficient o curățire hidraulică și e nevoie de intervenție în canalul de deznisipare. Acum, din fericire, lucrul acesta nu e necesar. În această perioadă deja lucrurile astea trebuie făcute cu o frecvență mai mare, pentru că, așa cum v-am spus, cad foarte multe frunze ce pot afecta buna funcționare a fluxului tehnologic de la stația de filtre. O să vedem și acolo că mai apar câteva frunze câteodată și particule de nisip, dar în celelalte procese de tratare ele sunt eliminate complet. Tot în cadrul pregătirilor pentru perioada rece am ajuns acum la stația de tratare. Aici sunt alte lucrări specifice care se execută pentru pregătirea de iarnă și de asemenea pe tot traseul rețelelor de alimentare cu apă până la consumatorul final. Se verifică armături, cămine, aerisiri, golitoare și așa mai departe. Totodată se face un inventar al zonelor vulnerabile care pot îngheța în perioada iernii. Acolo se execută manevre de purjare, astfel încât în toată perioada rece să nu avem neplăceri cu privind alimentarea cu apă. Și dacă am ajuns la consumator, aș vrea ca să atragem atenția și să reamintim ca în fiecare an că și utilizatorii, noi ca utilizatori de data aceasta, avem fiecare obligația ca să avem grijă de punctul de măsură, să închidem ferestrele la scara blocului sau să închidem prin simpla închiderea unei uși de bloc, putem preveni înghețarea apometrului de scară sau a instalațiilor interioare. Nu odată s-a întâmplat când din neglijanța proprietarilor au rămas fără apă pentru mai multe zile și lucrul acesta nu este convenabil în plin ger să mai faci și lucrări de dezghețare a rețelelor de alimentare cu apă. Este foarte important și acest aspect, cum de altfel sunt importante și lucrurile pe care noi le facem în cadrul rețelelor publice de alimentare cu apă. Ați vorbit de sezonul rece. Angajații sunt pregătiți, avarii vor fi și pe timpul iernii. Da, suntem pregătiți, avem și echipamentele necesare pentru intervenția în perioada rece. Putem spune că deja este o continuitate de atâția ani de experiență pe care îi avem la această activitate și suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru perioada rece. Ați avut o întâlnire la DEVA cu toți cei responsabili de situația de pe Taia. Da. A trecut o săptămână.
putem afirma că de la această vizită foarte importantă care a avut loc cu reprezentanții autorităților publice locale, județene, instituțiilor care controlează și pot da sancțiuni pentru respectarea până la urma regulilor care sunt normale pentru exploatarea forestieră, s-au aplicat și ceva sancțiuni, din câte am înțeles. Putem spune la ora aceasta, acum, de la ultima vizită, că nu mai suntem influențați sau afectați de exploatările forestiere. Ele în continuare se desfășoară conform programelor existente, dar se desfășoară cu o mai bună, nu știu ce să spun, conștiință. Adică oamenii deja au înțeles că lucrurile acestea trebuie ca să se întâmple și pentru dumnealor și pentru noi în condiții bune. Nu avem de la ultima întâlnire sau de la ultimele sancțiuni aplicate, nu mai avem probleme în alimentarea cu apă a cetățenilor din Petrila și din Petroșani. Dar vreau ca să reamintesc că înainte de această întâlnire, stația Taia se oprea aproape zilnic, erau afectați o parte din consumatori prin lipsa de presiune. Din fericire, de lipsă de apă n-am avut chiar probleme majore, dar a mers la limită, uneori întrerupând apa pe timp de noapte, intrând cu riscurile care ni le-am asumat chiar în rezerva de incendiu, o rezervă intangibilă de care niciodată nu ne atingem. Și în aceste perioade am fost nevoiți ca să mergem cumva la limită și riscurile au fost foarte mari. Puteam ca să afectăm alimentarea cu apă. Vorbeați de avarii, să ne spuneți despre ultima avarie majoră din Lupeni. Am avut în Lupeni săptămâna trecută o avarie majoră în zona Vâscoza. Au fost afectați mai mulți cetățeni din cauza restricției. Practic o zi întreagă n-a fost apă pe o parte importantă a localității Lupeni. Ea s-a remediat, sperăm să nu mai avem alte probleme. Acum probleme mai tot apar. Odată unele cauzate de vechimea rețelelor, altele cauzate de lucrările care se execută în paralel cu rețelele vechi, pentru că sunt o serie de lucrări de infrastructură mare. Cel mai bine se vede acel oraș subteran de care tot pomenește domnul director general, care este sub pământ, doar atunci când săpăm. Deci ne mirăm și noi câte lucruri sunt în pământ active și inactive, pentru că mai există și rețele vechi de utilități publice, fie de apă, canalizare, curent, gaz și așa mai departe, sau rețele care funcționează și la momentul de față. Ori lucrând lângă ele, sub pământ, nu știu, poate că nu înțelegem cu toții cât este de greu. Doar cei care lucrează în domeniu își dau seama că nu ai cum să vezi ca o cârtiță ce este acolo. Și uneori se mai întâmplă și incidente mai puțin fericite.